Eu te întreb pe tine, ce ar trebui să facem noi când ne programăm o vacanță? De exemplu, ce am învățat noi din experiența asta mai puțin plăcută? Trebuie să avem foarte mare grijă la modul în care ne pregătim trolerele de călătorie. Eu am avut, să zic așa, noroc că în trolerul de mână am avut lucrurile cele mai valoroase. Am pus bijuterii, am pus laptop, telefon, gențile și itemurile mai scumpe. Oricum, eu recomand că în momentul în care se pleacă pe o destinație mai lungă, o destinație în care schimbăm ținuta, de exemplu, când ajungem la aeroport, oricum să avem niște haine de schimb, pentru că și dacă nu trecem prin mai multe zile în care bagajul nu ajunge la noi, de obicei bagajul ajunge a doua zi. Deci clar vei avea nevoie de niște obiecte care să îți asigure un minim confort la destinație. Este foarte bine ca în bagajul de mână să avem întotdeauna lucrurile valoroase. Și Niciodată la cală. lucrurile valoroase și cele care sunt De strictă strict necesare. necesitate. Da. Exact. Da, este exact ce ai spus tu. Noi, de exemplu, la mână, știind că plecăm dintr-o țară friguroasă înspre una unde erau 30 de grade, e adevărat că și eu am avut în bagajul de mână, am avut o ținută, pantaloni scurți, un tricou, ochelari de soare, pălărie, sneakers, ceva cu care să pot să mă schimb în aeroport, pentru că asta e până la urmă, schimbai pur și simplu destinația, țara, temperatura, vremea și absolut tot. Pe lângă asta, cum putem, de exemplu, să facem claim-ul, să revendicăm ceea ce s-a pierdut sau n-a ajuns la timp acasă? Există mai multe feluri în care noi putem să obținem o despăgubire în acest caz. Fie putem, în cazul în care avem asigurări, modul în care noi am călătorit. Noi am avut niște asigurări de călătorie întocmite înainte de plecare. Care acoperau și asta, nu care numai acoperă cazuri și de asta. accidente, sănătate. Nu sunt numai medicale, exact. Așa, ok. Acoperă atât zona de bagaj, cât și zona de anulare de zbor. Sunt mai multe rubrici acolo în fiecare asigurare, în funcție de complexitatea ei, prin care poți beneficia de una, două, trei, mai multe despăgubiri în funcție de situație, după caz. Apoi, mai este o despăgubire pe care o poți cere direct companiei aeriene, pe care eu o recomand în cazul de față, și mai sunt anumite site-uri care se oferă să facă tot acest demers. În loc să completezi tu pe site-ul companiei, fac ei acest lucru, deschide-i dosarul de daună, dar în acele circumstanțe. E un om al muncii, mă scuzați. Doamna are treabă și văd că ai ceas de la șmecher, așa, păi cum, normal, îți trebuia mai bine. Să-mi pun și un tracker pe valiză și eram și mai bine. Nu e așa? Deci, apropo de asta, poți să faci și acest lucru, un tracker pe valiză. Da. Asta am învățat-o în Jamaica, pentru chiar în că Jamaica, da. Colega ei de serviciu, deci omologa ei de pe Jamaica, a venit să ne întâmpine la aeroport. Venea și ea de la Berlin, pentru că biroul de turism al Jamaicăi pe Europa are sediu la Berlin. Și iată, ne ajunse în aeroport în Jamaica și ea nu și-a mai găsit bagajul. Dar iată, am învățat un lucru. Da. Poți să-ți pui tracking pe bagaj, iar ea vedea exact cum se plimbă bagajul ei prin aeroport. Povestea și în afară de aeroport. Și în afară l-a văzut de aeroport. Inclusiv la ce hotel a ajuns, pentru că a fost luat de un turist, exact, de pe Belt. Din greșeală. Da. Dar iată un lucru foarte important de reținut. Dacă plecați în vacanță, e bine să investiți într-un tracker, pentru că așa poți vedea cum se plimbă bagajul tău peste tot prin lume. Da. Nu? Important este să și recuperăm. Să se reîntoarcă, da, exact. Da. În siguranță. Așa. Revenind la zona de claim, v-am spus, se poate face prin asigurarea pe care o avem la compania aeriană sau prin intermediul acelor brokeri care, contra unui comision, care ajunge undeva la 30%, pot face acest serviciu pentru cei care doresc o despăgubire. Variante există, deja este un drum bătătorit, nu mai sunt niște roadblock-uri, ca să zic așa, în procesul de despăgubire. Banii ajung la persoana care îi cere în baza dosarului de daună, dar tot acest proces vine cu un disconfort, de la simplu clar. Fapt că renunți la itemurile la care țineai atât de mult și pe care le aveai în acel bagaj în condițiile în care îl pierzi. Deci dacă îl pierzi, asta e, poți să ceri o anumită sumă, faci un calcul estimativ cam cât valorau hainele, produsele pe care le aveai în bagaj. De asemenea, dacă vine bagajul rupt, deteriorat,
puteți să faceți acest lucru, să cereți bani. De asemenea, dacă vi se amână avionul, zborul, dacă îl deci dacă se întâmplă lucruri de genul acesta și sunteți nevoiți să vă cazați o noapte, două în tranzit, de asemenea, primiți banii pe cazare, pe masă, pe taxi. Tot ce presupune, șederea acea ședere, în acel loc. Da, exact. Care n-a fost prevăzută și nu ține, până la urmă, nu e din vina voastră.